Consiliul Local Comunii Brapei, ordinară din 6 august 2021, l-am convocat pentru că știu că pentru fiecare dintre dumneavoastră începe perioada concediilor. L-am convocat la mai la începutul lunii. Avem câteva proiecte pe ordinea de zi, nu neapărat că ne suportau amânare, dar am zis ca să mă pun în aport cu dumneavoastră, o parte plecată la mare, o parte plecată la munte. Și am zis ca să dau dovadă de fair play, să vă... Ținem și noi ședința până în mici de căță. Ținem și noi ședința, nu se știe ce va fi pe viitor. Bună ziua, de ce am? Nu mai pot purta masă. Nu mă rog, ați venit? Da. De unde a fost plecat? Bă, vă aveți ziua, în carantină, dacă poți pleca. Mă, asta e cap. Dar e zonat, e carantină. Da. O ședință, zic eu, scurtă, fără prea multe intervenții. Domnul secretar, vă dau cuvântul pentru partea procedurală cu privire la quorum și aprobarea procesului verbal de ședință și implicit alegerea președintelui pentru următoare 3 luni. Deci deschidem ședința cu prezența din 15 consilieri, deci avem 12 prezenți, 3 învoiți, delegatul sătesc învoit. Înainte de a trece la ordinea de zi, să încercăm să aprobăm procesul verbal de ședința din 16 iulie. Ați luat la cunoștință de el. Am închis. Să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Dar nu fost. După cum știți, după 3 luni de zile de președinția domnului consilier Ieremia, astăzi urmează să alegem un nou președinte de Consiliu de următoarele 3 luni. Vă rog să vă propuneți. Eu nu văd de el. O propun doamna Iachie. Adică ar trebui să fie și dumneavoastră alte propuneri. Foarte bine. Alte propuneri. Dacă nu avem să spunem la vot, cine este pentru? Doamna Iachie. Deci, domnule secretar, să vă mulțumesc, așa că nu vine aici. Prende din genunchi. Îmi propun spre aprobare ordinea de zi, așa cum ați spus-o fiecare. Avem 5-8 puncte pe ordinea de zi, primul am parcurs, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contract de asistență juridică pentru reprezentarea intereselor Comunei Burabăi, Autoritatea Deliberativă și de Executivă, respectiv Consiliul Local Burabăi și Primăria Burabăi, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac în fața tuturor instanțelor de judecată sau instituții însărcinate cu înfăptuirea justiției. Inițiator, domnul primar. Vă rog să... Da. Ați avut la material de ședință. Mai prea cu angajat. Faptul că, pe data de 5-a, 8-a, doamna jurist Vrânceanu, ales Cristina, a părăsit instituția Comunii Burabăi. Mulțumim pentru colaborare, mulțumim pentru sprijin. Am rămas fără juriști, nu fără juriști, am rămas fără personal care poate să reprezinte unitatea în fața instanțelor de judecată. L-am rugat pe domnul contabil să-mi fac un calcul estimativ așa, ce ar însemna să scot postul la concurs, să angajez. A însemnat minim 30 de zile procedură cu ANFP-ul, după care salariul e undeva peste 4.000 plus contribuții la stat. Mai avem 4-5 luni din anul acesta, suntem în luna august, mai avem 4 luni până în decembrie. Consider de bun acord până la începutul anului viitor, când vom stabili cu bun acord nouă organigramă și nouă stare de funcții, să angajăm un avocat care să ne prezinte interesele. O să vedeți la rubrica de versi că avem de ce să-l angajăm. Nu avem foarte multe dosare în derulare. Sunt dosare simple, mare parte fond funciar, câteva acțiuni în pretenții, câteva acțiuni în revendicare și câteva acțiuni în recuperare. Doar că cea mai importantă dintre ele, trebuie să prefațez, că nu am cum, n-aș vrea să amestec, cum v-am obișnuit, subiectele, va fi o acțiune în pretenții împotriva constructorului de la alimentare cu apă. Am nevoie de un avocat bun, care se deplaseze la București, pentru că ei au sediul la București, la sectorul 1.
luați în calcul drumul de București, poate o cazare, poate o, știu eu, niște taxe de timbru destul de, de ridicate. Consider că nu am cerut nimic ieșit din comun. Comuna Burabui, de-a lungul vremea, a avut angajați avocați. E perfect legal, tocmai prin părăsirea consilierului juridic al instituției și având în vedere că nici eu, nici domnul Panțăru, deși ne pricepem la partea juridică, conform cod administrativ, nu avem voie să reprezentăm, cel puțin domnul secretar, nu are voie să reprezinte unitatea în, în instanță de judecată, consider proiectul oportun și obligatoriu. Mulțumim. Alte înstrări la cuvânt? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local al Comunei Burabăie numărul 74 din 16.07.2021 privind aprobarea regulamentului de acordare a burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Burabăie în anul 2020-2021. Inițiator, domnul primar, vă dau cuvântul. Da, ce scuze. A fost, nu știu dacă a fost neapărat o eroare, e o propunere, am primit-o pe sume. Cei de la ISJ vor hotărâre cu quantum defalcat pe fiecare tip de burs. Le-am aprobat regulamentul. Regulamentul era destul de clar. Era clar că astea sunt sumele. Dar ei vor, negru pe alb, quantumul aprobat pentru fiecare tip de bursă. Fapt pentru care n-am mai inițiat un nou proiect de hotărâre pentru că n-avea rost. Adică nu am mai făcut altul separat, ci pur și simplu am modificat și completat. Legea 24 pe 2000 permite din plin modificarea și completarea actelor administrative. Am elucidat printr-un articol quantumul pentru fiecare tip de bursă, dacă în asta stăteam în Inspectoratul Școlar Județean, 100 de lei pe lună bursă sociale, bursă de merit 250 lei pe lună, așa cum am discutat la ședința anterioară, nu era nimic ieșit în comun, se distingea și din procesul verbal de ședință. Ne conformăm, copiii să-și ia banii, e cel mai important. Mulțumim frumos, înscrierea pe rând. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Mulțumim. Și președinte, am ales. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție alimentare cu apă în localităților Temelia, Botinata, Mătăcești, Dumbrava și Capăta, Comuna Burabăie, județul Bacău, rest de executat. Domnul primar? Da. Am urmărit parcurs aproape, să zic așa, 80% din pașii procedurali pentru scoaterea licitației. Cu domnul contabil, când ne-am uitat, am încercat să scoatem la licitație expertul cu optat, parte de dirigentare de șantier și consultanță. Am observat că proiectantul la întocmirea de vizită pe care l-am autorizat câteva luni în urmă mi-a confundat articolul 3.4 cu 3.5 de altfel referat de aprobare. Zic eu că am explicat destul de clar despre ce e vorba. Mi-a inversat, a confundat, de fapt, articolul 3.4, organizarea licitației, cu cel de consultanță. Ne-am uitat pe hotărârea care reglementează devizul general. Nu puteam plăti expertul cooptat din consultanță, pentru că ne-ar fi imputat cu telecontul banii. Și întregul proiect de hotărâre este fundamentat și bazat pe această mică eroare, o inversare de sumă. În rest, devizul general nu se modifică. Sunt sumele de care am vorbit de la bun început, 40.000 de lei pentru expertul cooptat, 20.000 de lei pentru restul de consultanță și ce mai e. Am constatat că nu am sumele necesare ca să mă apuc să scot la licitație pentru expertul cooptat, pentru organizarea licitației în sine, publicarea în SICAP, tot ceea ce ține de organizarea în sine licitației. Ba mai mult, tot pe subiectul ăsta, vă aduc la cunoștință faptul că astăzi am fost cu domnul Panțăru la proiectant și am impus un termen limite de scoatere a proiectului și a pierdut de sarcini. Pentru că cei la Ministerul Dezvoltării ne pregătesc o surpriză proastă, o surpriză neplăcută. Ori reducerea finanțării, diminuarea finanțării printr-un act tradițional, ori preluarea ca finanțator a Ministerului Dezvoltării lucrărilor publice și administrației. Asta înseamnă pentru noi că o să intrăm pe, dacă nu apucăm să scoatem la licitații repede, o să ne preia ei ca finanțatori,
Și o să stau pe listă sinteză mult și bine cu alimentarea cu apă. Da. Deadline-ul pentru domnul... Credința de așteptare. Proiectant. Este același proiectant pe care l-a avut și fost administrația. Am considerat că nu are rost să schimb proiectantul pentru că el avea deja toată baza de date, tot făcut la cap, la coadă. N-avea rost să investesc pentru ambiții personale, să spun, domnule, nu-mi place proiectantul ăsta, vreau la proiectant. Am mers cu același proiectant, îi dăm drumul la treabă, undeva la vineri, sâmbătă, avem proiectul caietul de sarcini pregătit pentru ca luni să scoatem la licitație alimentarea cu apă pentru restul sarcinii. A fost o întreagă procedură, credeți-mă pe cuvânt, o să vă povestesc puțin la punctul diverse, să zic așa, tevatura pe care am trecut pentru acest rest de executare alimentare cu apă, dar nu ne putem prezenta în fața oamenilor cu scuze. Deci nu este nimic schimbat, este aceeași sumă per total, doar s-au inversat două capitole, capitolul 3.4 cu 3.5, consultanță cu organizarea licitației, pentru că difereau sumele față de cum am vorbit inițial. A fost o eroare a proiectantului și noi ne-am grăbit și el s-a grăbit și când grava strică treaba, știți cum e. Bine, că am observat. Mulțumim. Da, dar nu aveam cum definitiva proiectul. Domnul Mihaj. Referitor la scoatere la licitație, proiectul de complex, să știi, patura mea, să nu ne bătăm cu apă. Este important să termine proiectul, se reactualizează la sumele actuale, s-au pus pe cele materiale de construcție, de spus de sus, și se poate sfârșităm cu licitația. Dacă mai permite, da. Am scurtat pe cât posibil toți timpii de licitație. Expertul cooptat, dirigintele de șantier, tot ce se poate. Deja cei de la guvern lucrează la o nouă ghe privind actualizarea cu materiale. Dar mă îndoiesc eu că mai prindem alte sume. Eu zic să ne axăm pe ce avem de făcut. Cu toții suntem oameni, zic eu, serioși și competenți. Dubrava, Capăta, Temelia, Plătinata, Motocești, trebuie să aibă apă. Domnul Mihaj, mai aveți ceva? Nu. La cineva? Să punem la vot. Cine este pentru? Abținere de împotrivă? Mulțumim. 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Băie, județul Bacău, pentru anul 2021. Domnul primar? Suntem la a doua rectificare pozitivă după cea de silința trecută. Nu sunt sume impresionante, nu am cu ce să mă laud. Mi-am făcut datoria de primar pe timpul situațiilor de urgență, am făcut rapoarte operative, am făcut 3 rapoarte operative, nu unul. Le-am luat la cunoștința ISU Bacău, Prefecturii Bacău, Apele Române, împreună cu aparat de specialitate a muncii din Aserica Bacii. Guvernul actual a considerat că, pentru, cel puțin pentru eroziunea malului stâng al râului, totuși noi merităm 29.000 de lei. Nu comentez. Nu comentez. Da. Plus celelalte obiective pe care le-ați văzut în referatul domnului contabil, pe care încerc scuze că am uitat să scanez să-l trimit în material. Dar sumele nu sunt impresionante. Următoarele sume vin de la AFIR, OJFIR Bacău. Am dus la bun sfârșit proiectele foste administrații a domnului Mihalcea, cea cu costumele populare. Am avut control, ne-am conformat, am făcut treaba ca la carte, am avut control și pentru dotările la bunii excavatori, ne-au fost plătiți banii, așa cum de altfel prevedea contractul. Banii au intrat în buget, sumele nu sunt wow. Sumele sunt acolo undeva. Ați văzut suma totală. Ce pot să vă spun e că cei 29.000 de lei, cei care ați mai fost în administrație trecute, sunt bani cu destinație specială, sunt din fond de rezervă al guvernului pentru calamități, nu pot fi mutați pentru nimic altceva în lume. O să vedem cum o să împărțim 29.000 de lei la nu știu, 5 obiective de investiții, dintre care unul e eroziunea malului stâng. Eu l-am prins, am anunțat, mi-am făcut datoria de primar. Asta am considerat, au considerat guvernul cu domnului Cârțu că 4-5 gospodării care sunt chiar puse în pericol de eroziunea acestui mal stâng merită să fie primit. Celelalte sume sunt atât prevăzute în raportul de specialitate a domnului contabil, cât și în referatul meu de aprobare. Banii vor fi cheltuiți așa. De fapt, îi vom duce așa, nu știu dacă vor fi cheltuiți. 40.000 de lei pentru piese și reparații utilaje. 5.000 de lei pentru achiziția de pubele pentru bunul menajer.
Restul, în mare parte, nici ați văzut referat, intră la capitolul administrației, nu e o sumă impresionantă, rămâne acolo 10, 12, 13, 18 mii de lei. Vreau să montez un aer condiționat, nu fac în chestia asta aici, la sala de ședințe, pentru că, într-adevăr, e foarte cald. Mi-au scris și oamenii, ați văzut în comentarii pe Facebook, cei care au desfășurat anunț și oficieri de căsătorie aici, efectiv, s-au topit. O să montăm un aer condiționat, undeva la 2000 de lei per, cu tot cu montaj, cu tot ce trebuie, ca să fim și noi în rândul lumea, să putem oferi condiții decente. O să mă întrebați de bubele pentru gunoi. Am discutat deja la Adisma că noi am făcut un necesar. Din 110 bubele cerute, mi-am alocat 75, m-am nevoit de diferența. Am întrebat la Curtea de Conturi dacă este legal să achiziționez eu, deși am delegat să-i ajut, nicio problemă, dacă nu pot să cer devență celor de la Rompres pentru bubele. Sincer, Comuna Gurabuie nu cred că stă în 5.000 de lei pentru bubele de gunoi. Oamenii plătesc gunoiul, suntem pe plată recurentă, adică suntem pe plată la zi. Am datoria, în primul rând, morală și apoi, nu știu, administrativă față de oameni care își achită la zi gunoiul, deși nu au pupire, să-i dau pupire. Nu mai pot aștepta, a fost o întreagă problemă cu GDPR-ul la nivel de Consiliul Județean Bacău. Dăm lista, nu dăm, nu dăm lista care e CNP-uri. Într-un final s-a decis că 75 de pupire ne dă ADIS-ul, diferența nu punem noi. Dacă mă întrebați de piese auto, utilajele crapă, se strigă. Abia am achitat 6.000 de lei pentru radiatorul bulului scavatorului domnului Vărlan Costel, care a crăpat. La voare, temperaturile înalte, da. Nu știm de-a lungul timpului ce s-a întâmplat. Da, are o vechime. Basculanta am avut-o la reparat pentru sistemul de frânare, care îl puteți, îl pot arăta oricând în magazia primăriei, era la fier. Tampoanele, foile de arc s-au rupt. Drumurile sunt cum sunt, m-a costat 16.000 de lei, nu cu firme, nici partenere, nici prietene. Am lucrat cu Clujul, cu Brașovul, cu oameni pe care nici nu-i cunosc. Totul s-a desfășurat pe bază de licitație publică, de procedură de achiziție publică. Am avut ofertă la radiatori, de exemplu, de la NB Radiatoare Brașov. E o zonă cunoscută pentru afinitatea pentru reparații de radiatoare. De la 6.000, iar Marcomul, cei care, domnul Mihal, ce-a fi foarte bine, Marcomul, cei care distribuie piese originale de Comatsu, mi-a cerut 12.000 pentru radiator. Prețurile voastre, prețurile, nu mai avem control asupra lor. Cert e că am nevoie de sume pentru viitor, nu se știe ce mai cerează. Urmează perioada iarăși, perioada rece, trebuie să am acolo o rezervă pentru utilaj, nu se știe că nu cerează ceva și trebuie să repar. Cam astea acești 60 și ceva de mii de lei pe care îi direcționăm, din care v-a spus 29 de mii de lei, o să vedem împreună pe ce proiect îi cheltuim, pentru că nu avem voie să folosim decât pe ce este scris în hotărârea de guvern. Mulțumesc! Mulțumesc! Atenție, vă rugăm! Domnul Hacea? Aveam, la un tot este ok. Știam că la repartizarea bugetului, la reparații și chestia cu domnule, am luat o sumă destul de mare, dar peste 60 de milioane, 100 de milioane. Da. Da, este. Să vă dar am mai zis a doua este o opinie și la asta am timpul de când am fost primar și până am ieșit. Și țin și pe 2-3. Haideți, de unde găsim niște bani, de unde facem economie, să mutăm insula. Mutând insula, avem 1000 de metri de gardioare. Mutăm insula cu maxim 120.000 de lei. Mi-a ceva mutăm. La ajutorul excavatorului de la BC de Bacu. Da, poate intervenesc la domnul din Bacu. Eu asta știu. Gândiți-vă că apa nu știe care vine când nu te aștept. Și păcat de ce s-a făcut acum, să nu te mân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 
Mulțumim, domnul Puna. Eu sunt într-o totul de acord cu domnul Mihalcea că insula aia trebuie mutată. Am făcut toate demersurile necesare, domnul Pațării de față. Am contractat și specialist pentru să obținem aprobări de a muta 2000 de metri cub de apă, de balastru, pe baza statului de urgență. Deja suntem în toată procedura. În schimb, domnul Mihalcea, Apele Române, anul ăsta, n-au un leu la utilaj. N-au avut niciodată, nu aveți probleme. Deci n-am un leu la utilaj. Le-am cerut-o să vă arăt adresa oricând vreți. Vă arăt adresele făcute către Apele Române. Am făcut adresa la ISU Bacău,
să explodăm acea stâncă. Într-un final au fost de acord, dar foarte greu. Deci se mișcă lucruri destul de greu. Toată lumea spune să aștept până în septembrie, când se termină marele alegeri. Na, înțelegeți dumneavoastră, sunteți din partid cu cei care se aleg, cei de la USR nu avem reprezentat. Nu mă interesează asta. Deci, ăsta e răspunsul și vă spun că mă deranjează răspunsul ăsta. Să așteptăm până în septembrie, lucrurile se vor rezolva. S-a numit un director interimar la Apel Român, un director foarte treabă, ne-a aprobat mutarea ISU-ului cu accept. A dat drumul la procedura cu ISU Baco pentru explozia acelei stânci. Suntem avansați cu lucrările. Dar vă spun de la bun început că Apel Român nu se îndeamnă niciun escavator și fără un escavator de mare putere de încărcare. 1,1 metri cubi. Ne jucăm în albi. Am întrebat și la constructori de pe zonă, MCR, Șore, care mai sunt în zonă, nu au disponibil. Dacă eu nu închiriez măcar un de ăla, sunteți conștient că nu facem treabă. Nu facem treabă cu ăla. Bulde-escavatoarele noastre se duc și încerc să fac... Deci, nu că nu vreau. Bani vor fi și găsim sursa asta. Dar haideți să găsim și mijlocul să facem chestia asta. Da, am depus asta, se ia documentația pentru cei 2000 de metri cubi. Deci, apoi se recalibrăm albe de la prezii butani. Pe resurse proprii. Am găsit și eu pe cineva care îi interesa să exploateze balastrul. Vă spuneți că vom face oarecare prezență pe cursul albii. Am interpelat ministrul mediului prin domnul deputat Donavă. E vorba de proiectul clasic, axa 5 post-mediu, știți foarte bine. 1000 de metri de gabioane pe care îi așteptăm și care n-am mai coborât la Comănești. Finanțarea este și finanțarea e consistentă. Cei de la Apel Român, să știți că în perioada precedentă au făcut catastrăzi de albi. Vor să-și întabuleze albi pentru a demara lucrări. Dacă o fac ei cu banii lor, domnul Mihalcea, de ce să cheltuim bani la buget local? 30 de bani. Haideți să mai așteptăm. Hai să mai așteptăm un pic. Până în septembrie. Da, alte înscrieri, mulțumim. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Mulțumim. 6. Trebuie hotărâre privind finanțarea activităților de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Domnule primar? Da, am mai aprobat asta o dată. Am primit, are numărul 47, din aprilie. Am primit o adresă de la cei de la DGSPC. Domnul primar, ați aprobat prea repede. Nu știam că prea repede în țara asta e incriminatoriu, dar mă conformez. Noi nu. Da. Ați aprobat înainte ca să aprobe Consiliul Județean bugetul. Deci noi, până la urma urmei, era decizia noastră. Nu urma să finanțăm. Noi suntem de acord. Între timp s-a schimbat și director. Numai e domnul Ciprian Popa, este cu totul alt director. Și mi-au solicitat să abrogăm hotărârea 47 și dăm o hotărâre nouă după data aprobării bugetului Consiliului Județean. Nu e nimic nelegal, nu e nimic wow. M-a spus, nu știam că dacă aprob repede, ești incriminat. Da, mulțumim. Alte înscrieri? Propun la vot. Proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Mulțumim. 7. Proiect de hotărâre cu privire la asocierea Comunei Burafăi în vederea derogării programului EduFest în perioada 4-13 august. Domnul primar? Ați văzut deja că la Dumbrava copiii încep să mai lasă telefoane și mai lasă tablete, deci mai lasă preocupările astea nu neapărat benefice pentru creierașul lor. Știți foarte bine că ședința anterioară v-am cerut voie ca să desfășurăm această activitate în cadrul școlii Dumbrava. Iată că se desfășoară. Acum, cum să vă spun eu, între timp m-am gândit așa. Le-am pus la dispoziție spațiu, le dau microbuzul școlar, că nu se răcim de microbuzul școlar, pentru motorină, că avem slavă Domnului. Căldura asta care termină pe copilași acolo. Ba mai mult, oameni de servicii de la școala Dumbrava s-au gândit că e bine să vopsim chiar în săptămâna asta în interiorul școlii. Așa au considerat ei, că e bine să vopsim chiar pe căldurile astea, ca oamenii pe acolo să-și dea duhul. Lucru pe care îl voi sancționa în primul ceal la școală. Copiii se distrează, copiii sunt foarte încântați. Puteți să luați recenzi de direct la părinții care își duc copiii acolo. Am prevăzut un parteneriat. Zic eu că nu e nimic ieșit din comun să dăm o apă
pe zi și un pachet de biscuiți. Ca asta am cumpărat. Deci am cumpărat. Dacă mă aprobați, plătesc că fi bun. Deci am cumpărat un bidon de apă pe zi pentru copii și un pachet de biscuiți. Eu zic că nu, cred că nici nu sărăcim, nici nu ne îmbogățim din diferența aia pe bidon de apă, e 1,50 €, un pachet de biscuiți 1 €. Și mai ieftin la fel de depozit. Dar pentru copii, să știți că ei contează. Din ce am văzut ultima oară că am trimis asistent social să verifice în teren ce se întâmplă acolo, am trimis să-mi facă inventarul copiilor, să știu și eu ce copii sunt acolo, Doamne ferește, se întâmplă ceva, e sub patronatul nostru. 50-60 de copii pe zi, 2-3 grupe frumoase, igienă, dansuri, muzică, creativitate. Decât acasă, pe telefoane, eu zic că nu sărăcim de 5-6 mii de lei, nu știu cât vor fi pe total facturile, timp de 2 săptămâni. Nu, e frumos. Un scrier la cuvânt? Da. Domnul. Oricum, conform legii, suntem obligați să asigurăm, dacă e calicul afară, o necesar pe apă. Uite, nu mare lucru. Nu m-am făcut nimic demn să ieșim în evidență cu un bidon de apă și un pachet de suc, un pachet de biscuiți, îmi cer scuze. Eu zic că e moral, în primul rând, să le asigurăm că e 33-34 de grade. Da, da. Pentru o... Eu n-am văzut chiar așa din mândră când m-am dus și... Deci copiii mai aveau puțin și reșinau acolo din mirosul ăla de vopsea și de... Doamna Enache, vă promit eu deci că în prima ședință o să am gustama. Foarte bine. Când ții niște copii acolo, te gândești că poate să fie copilul tău, poate să fie copii de 5 ani, de 6 ani, ba mai mult am văzut că vin și de ăștia mai mici de ei, că sunt cu frații, cu surorile, se distrează și ei acolo. Și apoi să stai cu 4 ore acolo cu copilul în mirosul ăla, nu mi s-a părut normal, adică n-am nimic cu nimeni, dar... Aici nu e vorba de vinovăție, domnule. Din greșeală. Nu e nici greșeală. Eu am spus că va avea loc festivalul ăsta din 28 iunie, da? Și eu chiar am rugat atunci să transmiteți din timp. Am anunțat imediat școala, am adresă scrisă că va avea loc acest festival. Nu pot să înțeleg cum de conducerea școlii a hotărât să vopsim chiar în săptămâna asta, când sunt temperaturile care sunt. Dar asta vă promit eu că o să o tranșez în primul cea, n-are rost să ne spălăm lucrurile interioare în public. Da, mulțumim. Alte înscrie la cuvânt? Da. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri, potrivă? Mulțumim frumos. Am zis că zicem să organizăm la părat voi, da? Am ajuns la punctul diverse. Domnul primar, aveți cuvântul. Vă rog, din suflet, să-mi dați cuvântul. După aia o să vă ascult pe fiecare în parte. Avem de discutat două aspecte. O să iau în ordinea celor mai puțin grave, ca să zic așa. Am fost la materialul de ședință anterior, adresa domnului avocat Emi Gheorghe. O aveți? Da. Care acordă asistență juridică SECE Combic Tax SRL, ca să vă spun tuturor despre ce e vorba, n-ar să folosesc termenii ăștia cu coș, e vorba de familia Zaharia. Așa cum bine știți, avem pe terenul domnului Zaharia, sau domnul Zaharia, nu știu exact cine e proprietar. Voruntea, soția lui. Nu, a vândut Voruntea, a vândut către Zaharia Georgescu. No. Avem pe terenul domnului Zaharia un magazin jumate, sau două magazine, cum le știm noi, unde avem o firmă care își desfășoară activitatea. Noi, în cadrul contractului de concesiune pe care l-am aprobat pe timpul meu ca primar și pe timpul dumneavoastră ca și consiliu local, este stipulat perfect în contract de concesiune că terenul ne aparține și concesionarul își asumă răspunderea pentru ceea ce se întâmplă acolo. În schimb, proprietarii terenului ne solicită două aspecte. Unu, să ne manifestăm intenția, dorința, ca și consiliul local, să vindem. Sau să ne luăm magazinele de pe teren și să plecăm de acolo, de pe terenul. Ca să vă spun, considerente juridice generale, vorbind în termenii cei mai populare, terenul bate clădirea. Din start vă spun, în orice instanță judecată, terenul bate clădirea. Putem să facem noi recursuri, ce vreți dumneavoastră,
Decizia vă va aparține și în funcție de răspunsul dumneavoastră astăzi, eu se, mă conformez și o să acționez în consecință. În schimb, modul de abordare mie nu prea place. Cred că, nu știu, altfel ar fi trebuit să pună discuția cei doi. Nu vreau să jignesc și încerc să mă abțin pe cât posibil să mă pronunț la, nu știu, onestitatea și reputația celor doi care îmi fac cerere. Noi știm cu toți cine sunt. Ei motivează faptul că vor face un megalopolis. Astea sunt povești. Le știm cu toți că sunt povești, dar îi cunoaștem, știm cum au plecat, știm cât îți plătesc după ei. Dacă era un investitor de mare putere, nu dau nume ca să nu fac reclamă, dar cred că mă înțelegeți și vreau să spun, da? Niște oameni de bună credință care de-au demonstrat ceva la viața lor, poate că să știți că v-aș fi rugat să fim de acord cu evaluarea acelor magazini și vânzarea lor, până la urmă, pentru că ei spun că vor să demoleze. În schimb, eu ce vă cer acum? Deși știu că nu voi câștiga în instanță, sunt convins de chestia asta, vă cer voie să nu vând. Deci vă cer voie să nu străinesc patrimoniul comunii Grabei. L-am câștigat cu greu. Domnul Mihal s-a judecat din cât fapt? 2012, 2004, dumneavoastră. Parcă n-aș vrea să-l cedez chiar așa numai pentru o semnătură administrativă. Că de construit, construim greu. Și să vedem dacă își permit să se judece, expertiză și oricum ne vor plăti sultă. Pentru că înlăturarea clădirii de pe teren va veni o expertiză și clădirea valorează 1000 de lei. Trebuie să-i plătești la Comuna Gravei pentru că așa spune legea. Dați-mi voie să inițiez un proiect de hotărâre la ședința următoare prin care respingem această petiție, prin care noi nu suntem de acord cu nici cu vânzarea clădirilor, încerc scuze, nici cu demolarea lor, să hotărască instanța. O să avem un avocat plătit per general, nu o să fie pe număr de dosar. O să fie la general. O să ne reprezinte și în acest dosar. Știți cum e cumpărat asta? Mulți vă scumpere, dar când le spui sumele, eu trebuie să chem un evaluator, trebuie să-mi spună cât evaluează, mi-e frică. Vă spun sincer, după ce plății doamna primar la Tamaș, chestia asta administrativă, așa cu semnătură, mie mi-e cam frică. Hai să așteptăm o hotărâre judecătorească în sensul ăsta. Să fim acoperiți de ea. Nu văd normal. Oricum, hotărârea de fond e proastă. Nu poți să dai terenul, clădirea unul, clădirea lui unul. Știu că domnul Mihalcea chiar s-a judecat pe chestia asta și a pus patimul pe acel obiectiv. Și parcă nici eu n-aș vrea să dau drumul la niște clădiri dintr-o semnătură. Acum, decizia va aparține. Domnul Mihalcea. Și tot m-a spomenit, am destul de experiență. Totuși. Doamne, mai sunt surde. O clădire, un teren are 106 metri și al altul 130 metri, cam așa, eu rețin bine. Nu eu sunt exorbitant. Și se dea 10 euro de metru pătrat și cât în Paris. Să cumpăr eu? Și-l cumpărăm ca... Nu vor să vândă. Am discutat cu ei. Ce este problema lor. Deci eu am vrut să cumpăr. Noi nu ne-am dus amintit să construim în afară de asta. Am contract de concesiune cu băiatul. Eu, sincer, vă spun, chiar la mine pentru idee. Odată mă la oameni, nu sunt niciun omul la Deleman, vine cu ăla și eu, că ți-a zis, am pus ce faci cu omul ăla, scoți afară. Deci noi avem un contract de 40 de ani. Bănesc instanța și cabinul de avocatură care de atâlețe angajat, își va spune cuvântul, domnule, stai un pic. Deci nu poți să spui tu mie și îmi evaluezi maturile mea. Hai să-i vă luăm câteva metri de teren la tăie. Deci ideea lui doamna Renapiu... Deci vă spun, dar vă spun că am discutat deja despre cumpărarea de către noi. N-ar fi o problemă nici mâine. Rectificăm bugetul în consecință și să-și cumpărăm teren. Pentru că nu are rost să înstrăinăm patrimoniul. Ce Dumnezeu, suntem ceva normal. Ei nu vor să vândă, nici mai nu vrem să vândă. Dar nu vor să vândă. Ei tot îmi spun că o să fac acolo ce o să fac. Pe mine nu prea mă interesează ce o să fac, că eu știu ce o să fac. Noi ne declinăm oferta să-l cumpărăm. Instanța nu ține cont că vrem să facem o mediere. Domnule, eu vin în cumpărere. În răspunsul la această petiție, sunteți de acord să răspund că noi nu suntem de acord cu vânzarea, dar suntem
dispuși să cumpără. Da, exact. Sau trebuie la schimb. Sau trebuie la schimb, sau tot. Sau trebuie la schimb, dacă vreau. E vorba chiar dacă e mai mult, nu e la aceeași valoare care s-a îngurit cu târgului. Dar să cumpărăm la schimb. Să dacă nu-i hotărâri, se va consemna în procesul de bază ședință. Vă rog frumos să votați. La schimb? Da, găsim. Deci să pun la vot propunerea domnului Mihalcea de a cumpăra teren. De a cumpăra sau de a da în schimb un alt teren. Ca noi, ca noi să știm ce avem. Și noi să primim teren. Ok. Cine, cine este pentru? Nu am încercat să scrie domnul. Oricum instanța. Stanța are cu tot hotărârea și de hotărârea cu terenul. Da, dar mie terenul va fi clădirea. Poftim? Terenul va fi clădirea. Da, dar în un moment dat... Tot hotărârea. Dar dacă vrea doar să joace așa... Nu ce dăm noi chiar așa, din prima. Nu o să câștigi chiar pătă din prima. Stanța nu spune și el. Da, la rubrica diverse, mai sunt. Am definitivat și m-am luat cunoștință întreaga expertiză tehnică a lucrării alimentare cu apă localităților de Emilia, Pântânata, Motocești, Dumbrava și Capra. Mai era pe mult mai mult. Am, am datoria să vă aduc la cunoștință. V-am adus și primele rapoarte de expertiză, de încercări, cum se spune, la cunoștință. După cum vedeți, la material v-am pus întreaga documentație, nu am ascuns nici, nici măcar o filă. Am, m-am conformat în tocmai cu expertul de semnat prin licitație publică, pe SICAP. Nu l-am cunoscut, nu l-am cunosc, nu știu cine este, omul este autorizat MEDERAP, a făcut o expertiză, așa cum spune legea. Și cred că ați citit cu toții consemnările dumnealui din, din această, în această lucrare. Cred că concludent de la punctul 5 încolo, la punctul 6, găsiți cam tot ceea ce e concret. Aveți și poze la, la expertiză. Să am stat, am analizat, am discutat cu aparatul de specialitate, cu domnul Contrator, cu domnul Panțăr, cu doamna jurist care a plecat. Lucrarea este de calitate inferioară. Scrie clar. A dat omul și recomandări. Ați văzut cât la sută de rețea e conform, cât la sută e neconform. Acum rămâne să vă aduc la cunoștință faptul că am decis. Zic eu, așa, la modul serios, pentru că nici mie, ca primar, să fiu, să angajez o dirigente de șantier 2-3, să-l plătesc, să răspund eu pentru ce nu face rău. La urmă, ori ei s-au dat bani, banii au fost consistenți, trebuia să își facă treaba ca dirigent de șantier, conform legislației, pentru fiecare investiție, dirigent de șantier răspunde 10 ani zi. Nu voi formula plângere împotriva fostei administrații. Nu-i normal, la urmă, eu te-am plătit să-mi faci o treabă. În schimb, împreună cu nouă cabinet de avocatură, o să majorăm petitul, așa se numește juridic, adică cererea, ținem pretenții, față de constructorul care nu a respectat procedura. Dacă dumnealui, ca și constructor, va considera de bună cuvință să ceară în garanții prin dirigentele de șantier, prin nu mai știu cine a fost pe acolo, asta e problema. Eu mă voi judeca strict cu contractantul. Nu am treabă cu fost administrație, nu am treabă cu altcineva, pentru că, v-am spus, nici mie ca primar, odată ce contractez acum la următoarea lucrare un dirigent de șantier, care să-și facă treaba, suma, am devizul general, e aproape 40.000, 40 ceva de mii de lei, îți bănuți frumoși, eu îi dau cu mare drag, nu-i dau de la mine de acasă, eu dau ca să facă ceva, dar a fost treaba. Cam asta, despre asta e vorba. Poate să stea în fiecare, la banii ăștia, aproape poate să stea în fiecare zi aici, ca și un serviciu de 4.000 de lei pe lună bine plătit. Deci, e decizia mea, dacă considerați că greșesc, vă rog să mă, să mă contraziceți, ca și Consiliul Local, nu caut oase în dulap, acolo unde nu sunt. Deci, nu caut în dulap. Da, nu caut acolo unde nu sunt. O să mă judec cu constructorul. Dacă o să câștig, o să câștig, dacă o să am ceva, o să am ceva, dacă nu, cam asta e situația. Din ce am discutat azi cu domnul proiectant,
sumele aprobate una cu alta, poate când o licitat pe perioada domnului Mihalcea avea 60 ceva de miliarde, s-o licitat cu 40 și ceva, au rămas o diferență, s-au actualizat din nou lucrarea, s-au mai dat încă 13 miliarde la Ministerul Dezvoltării, nu vor mai licita cu 65 sau 75 cât e total de vis general, dar nici o să mai liciteze jumate. O să liciteze și acopere locuirea acelor, cum o să recomande și proiectantul, locuirea acelor tronsoane de țeavă de confort. La urmă, oamenii țeava stă din 2 ani afară, nu știu dacă e neapărat vina cuiva. Destul de multă. Da, nu, v-am spus, nu se caut scheleța pe omul din usă. Am hotărât ca să ne adresăm cu acțiuni în pretenție potriva stricta constructorului. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul... Da, nu, vreau să vă arăt așa. Domnul viceprimar. Domnul Gaman. Mai spuneți de drum, mai dat ceva. A spus, a zis. Nu vreți să mă întrebați. Da, mi se pare corect să tragem la răspunde constructorul, că din ce am citit aici, din expertiză, e aproape 50% lucrarea efectuată, din care ajunge 34% conformă numai pe Dumbrava. Deci neconform am văzut procente pe Păltinata, temelia de 66%. Deci jumătate din total lucrări, din 66% mai multe jumătate, deci aia bani cheltuiți degeaba și nu știu cine îți plătească la urmă. Asta v-am spus mai înainte. Lucrarea se va desfășura. Cine a greșit? O să dau un judecat constructor. Da, el a fost acolo, a fost în teren, nu a avut oameni, nu inginerii lui, dacă va considera de bună cuvință acel constructor, să, nu știu, să-i invoci, că a avut dirigent șantier, că a avut, nu știu ce mai avut ei pe acolo, este fix problema lor. Eu, ca și whatever, mă voi îndrepta strict, strict, nu cu plângere penală, repet, cu plângere civilă de acțiuni în pretenții, împotriva constructorul. Dacă vrei cu telefon, știu. Mai aveți, domnul Căman? Mulțumim. Domnul Mișan? Domnul Căman, când, rapid, când v-a apucat de terenul de la Dineria și de drumul? Drumul sau de lucrați de drumul? Contează, domnul Mișan. Vă întreb. Dacă nu dați 10 turi în teren, când e gata, împreună, propuneți includerea din Consiliu. Am terminat săptămâna asta licitația. Eu vă trebuie. Nu, n-am pus să mă supăr. V-am promis și mă țin de cuvânt, sunt transparent, putem verifica documentul. Lună de lună, ședință de ședință am să săptămâna aceasta am desemnat constructorul. Este același constructor ca la școala Dumbrava, pentru că cunoștea foarte bine proiectul. A licitat vreo 30.000 de lei, mai puțin decât aprobasem noi, lucruri pe care noi nu mă supără absolut deloc. Așteptăm un plan de situații, autorizația de construire și o vorbim începe a lucrări. Eu spun așa că la sfârșitul septembrie tragem un fotbal viață cu oameni acolo. Ok, abia aștept. Gata, noi... M-ați întrebat de să fac pregătiri. M-ați întrebat de drumuri. Am fost pe 27 iulie la București, n-am mai fost. Asta știm, bine ați văzut la ședința. N-am mai postat. Am fost în comisia CTE, lucrări în primă urgență. Numai lucrări în primă urgență, nu-s din 2018. Am întâlnit o comisie, zic așa, dezamăgitoare, nu pot să spun mai multe, o să vă spun în particular dacă nevoie. Au solicitat o clarificare față de proiectul depus de fost administrație. A trecut, a fost avizat, a fost înaintat către ministru pentru ordine de finanțare. Să vă demară lucrări de procedură de achiziții publică. Nu știu, nu pot să vă promit că anul ăsta, dar sigur am numit. Poate și a noastră. Bine, mulțumim. Toți vrem mai repede, acum nu trebuie să ne supără. Că sincer, uitați-vă. Și-o ținut din uitați-vă. Și proiectul a fost umil, și proiectul cu bunul. Și noi n-am dat piciorul la ceea ce a fost înainte. Adică, domnule, a fost al lui X, gata, le-am închis la evedere. Domnule, orice mașină, dacă urcați și cu căruța, veneți. Urca, da, sunt pietrele alea, sar, mai sunt copii. Da, coloma din căr, cu prima. Mergem înainte, mergem spre civilizație, nu? Și de asta e chiar. Drumul noi care stăm mai local, e mai ușor. Lasă că și la spate așa la mine. Nu, și pe la ce la bolă, nu știi. Nu numai pe venire sunt drumul verde. Și la tot, gata, așa, bravo. Dar dacă totuși... Referitor la drumul, mai să dau un răspuns general. Ați văzut, ați văzut că lucrăm constant pe drumuri. Nu, dar știți cum e. Mai întreabă, și nu poți
pot să mint un om, să-i spun, dar el nu e nici apă. Nici nu vă rog să minți într-un. Păi nu minte, exact ce mi-a spus acum, dar am văzut nu știu. Eu am fost la zici, lucrul ăsta poate fi verificat. O singură clarificare au cerut domnul Manțula Local la răspunsul la care la clarificare. A fost vorba despre corelarea dintre denumirea drumurilor, cartea funciară și kilometri suprafețele construite. O doamnă, nu dormise foarte bine o zi înainte, a verificat proiectul cam așa și n-a văzut în timp. Nici avea cum să va. În fine, nu pot să vă spun acum. Am văzut voi cu o comunică. Da, mulțumim. Doamne, Haci. Referitor la drumuri, cum mai întâlnit. Nu mai bursuți, doamnă Mihacea, nu mai bursuți. Domnul Tătar. Trebuie, știați că vă te rupți până mă dați iar afară, deci nu mă te rupți, ca să nu vă zici cu zici cu dumneavoastră. Deci și dumneavoastră, nu v-ați zis la drum. Sau ce-am primat? Bun, ca idee, noi am pierdut un an de zile numai pentru faptul că a fost trecut drumul la Tiron, la Matil, nu Tiron, a fost pe capăta. Și n-a fost pe drum rapid. Diceți-vă că asta e birocrația și aici subscriu la ideea dumneavoastră, când într-adevăr acolo sus cineva plimbă hârtii. Referitor la proiectul de alimentare populară, am numărul acest proiect și chiar dacă pare că eu l-aș apăra, nu l-a apăr pe constructor, subscriu alături de dumneavoastră și merg alături de dumneavoastră. I-am primit 10 de notificări să continui, să continue lucrarea. Lăsați Evelin din Părinata cu naibă puse la față. Căminele am pus, într-adevăr, capația la cămine, dacă nu au trecut ăștia băieții, oleacă mai așa, au luat și l-au pus în cărute și au plecat cu ele. N-au definitiva lucrări, dar un singur lucru să fii sigur, și asta, domnul Panțel, poate confirma neoficial sau oricum vreți dumneavoastră, în particular, am avut control de la DNA, de la ICC, Bacău, când am, trebuia să dăm următoarea tranșă. Am insistat mult în constructor să ne facă documentația ca să putem să mai încasăm o sumă de la Ministerul Dezvoltării. Valoarea totală a proiectului de 65 de miliarde. Noi am decontat 1.600.000.000. Nu pot spunea domnul Găman că 50% nu. Nu vă ascund, domnul Bațuria, știe că de la Părtinata, de pe la Tiron de acolo și până la Mutoșești, comunitatea este efectuată, s-a întâmplat conta băgată și n-am achitat. Deci ei mai au lucrări proiecte. Ce n-au făcut, n-au definitivat. Să pună valele, dar sunt plătite. Deci am avut două controle de la DNA. Când trebuia să primim bani la Ministerul de Dezvoltare, a fost cu dispoziție de guvern să dădea niciun bani fără verificare în teren. De două ori am fost verificați, la sânge, nu așa, deci... Nu de la DNA, domnul... Au fost în inspecție, și atât... De la minister. Și la minister, dar erau și de la DNA, pentru că doi care au fost unul este care au fost cu mine, dar s-au fost și de la ICC. Nu, am fost cu ăsta de la... De la Ministerul Dezvoltării și... Sigur că da. Și au venit la sânge. Nu se pune problema că nu e executat, dar nu e definitivată. Păi, la cămine trebuia izolația făcută, trebuiau montate banele. Ca să poți să faci probe de presiune, poți să faci fără bani în cămin, nu? Unii v-ați zis presiune. Aici este vina, pur și simplu, doar a administratului, dar lucru strans. Notificări am făcut, nu i-am întrebat contractul mai devreme, tu știu, ziceam ce înseamnă contract. Aia să mă rude cu el, că aia să-i facă expertiza, că aia a făcut-o dumneavoastră acus. Este executat cât a executat, cât a primit. Și eu, dacă nu-i convenea, că mai plimba 2 ani de zile. Tot am zis din dorința să nu pierdem bani, să încerc să-l lămuresc. Nu l-am lămurit, trebuie dat în judecată să plătească. Nici o problemă, când semnezi un contract cu o întreprindere care, cu un oate care pierde bani și o populație care așteaptă apă, se asumă și responsabilitate. Nu vă spun că dispăruse proiectul, nu mai găseam, nu am sfârșit asta cu totul altceva. Cam asta am spus, în principiu sunt de acord. Asta nu e nicio problemă dacă mă lăsați și pe mine de altă, că eu știu să-mi asum responsabilitate. Știu sigur că n-am filmat nimic în plus, vine cu unii pompa, stația de pompe, acolo la dumneavoastră, îi săpade, dar nu am decontat nimic. Au băgat pământa la Mătoce și nu-i decontat nimic. Nu i-a semnat legături, că sunt legături întrerupte la Tiron, acolo ați văzut, au sărit podurile, n-au mai pus ancore de ancorare, nimic, dar nu ne-am plătit. Că ăștia când au venit, au luat un punct cu sub asticul cu asticul și atâta au decontat, atâta au plătit. În principiu, nu aveam
un singur rând la noastră, este o doleanță, ne-am văzut tot ce era cu securitate. Așteptam de la dumneavoastră ceva, poate e mult sau poate nu e dat nou. Știu despre ce dar trebuie ceva oficial, m-a spus și de ce până la urmă. Da, domnul Mihal Cear, sunt de acord cu dumneavoastră, știu despre ce e vorba. Este un detan. Trebuie să multiplicăm CD-uri de la din ianuarie ați cerut până la data ședinței. Mi-e dat mie, dacă nu, plătesc. Părerea mea e că o să vă dau și un răspuns oficial. Procese verbale, evident, nu se pune problema. O să vorbim cu domnul de la televiziune, dar nu mai simt. Eu nu am momentat de multiplicare atât de performanță, m-am pus să iau CD-ul, trebuie să copii în gravatură, trebuie să rescriu CD-ul. Sincer, muncim suficient la hârtie pentru chestia. Nu am nimic de ascuns, în sensul să vă o să vă mai spun un lucru. Am reparat unul excavator al doilea, al domnului Vârlan, care a stat două săptămâni în Pitușă. Cred că o să facem o investiții la rotunda. Trebuie să locuim într-un zonă de câțiva kilometri de țeavă pentru a asigura apă potabilă. Aș vrea să ajungă chiar și în locația rotunda. E un lucru bun pentru noi. O să fie o investiție din, nu știu cât o să fie, de câteva sute de lei pentru niște țeavă. Oamenii care s-au mutat acolo vor să vadă faptul că undeva o să facem un bazin de apă. O țeavă este trasă de sus la uitoare până la rotunda cu ramificații aferente, dar acolo la rotunda sus unii turnul stația de vânt, acolo curge apă. Acolo am vrea să facem un fel de bazin de apă, ca oamenii care... Nu piscin, nu piscin. Ca oamenii care s-au mutat în locația respectivă, să facă că au o sursă de apă. Acolo, știți, contează foarte mult. Și o să locuim și tronsonul, nu știu care, infundat, inundat, nu știu ce cu el, o să locuim, că nu mai stau să mai sărb din 100 într-o 100 de metri să mă bufez. Să punem mai mare. Da. Deci este o investiție următoare pe care o să o cheltuim tot la capitolul administrației pe care i-am prevăzut astăzi. Domnul Mihal, ce mai aveți? Nu. Domnul Tădar? Domnul primar, proiectul de gază, ce mai e? E un program de finanțare, dar nu ce știți? După septembrie. Domnul Tădar, v-am spus mai înainte, nu că nu am muncit. Ce vorbesc? Eu știu de la... Am vorbit cu domnul Cățu. Domnul, să știți că astea sunt glumii care ne afectează pe toți. Când mi se spune ce de la e-mail și la dumneavoastră, domnule, așteptați după septembrie, că sunt două partide mari care au alegeri interne. Ai știu, îmi vine să muști degetul. Alegerile interne sunt alegeri interne. Țara trebuia să meargă. Nu avem o linie de finanțare deschisă, nici pe drumuri. Am făcut proiectul aproape gata, am modernizat infrastructura rutieră ăla care e prins pe lista sinteză, avem Daliu, l-am contractat. Dar am proiectul SF-ul la gaze, cu tot cu angajamente ferme, cu mâncii băieții pe drumuri ca să semneze oameni. Am făcut 1247 semnături, nu vroiau oameni, le-a luat mâna cu forța și semna. Că nu vroiau gaze, nu toți. Și când vorbesc cu proiectantul, e proiectantul fost de administrație, nu am schimbat absolut nimic, doar am făcut actualizare de proiect. Domnul primar, așteptați să treacă luna septembrie. Așteptați să treacă luna septembrie. Ce începe școală? Dar proiectantul e bun? Genial. Proiectantul personală e un proiectant foarte bun. Nu e nimic. Nu e problema de proiectant. Nu, că nu e problema de proiectant. Puteam să fiu acuzat dacă proiectantul era. Proiectantul este foarte ok. Proiectantul e foarte actualizat tot ce trebuie. Răspunde. Îi trimite, clarifică, a fost la de români în control. Domnul, am înțeles, știe foarte bine că era să-ți dea inima lui când mi-a dat prima oară soluție de subtraversare din rău trotul și l-am întrebat pe dacă are expertiză psihiatrică. Nu e bun. Era 2 milioane de euro valoarea. Și l-am întrebat unde e, la care comune ați mai dat așa? Nu vă supărați fi, nu vreau să mai intre a doua oară, nu vin de la SEGIA, nu vreau să mai intre în primărie, că l-am făcut, că n-aveam cum. Că nu mai e nicio comună care are subtraversare pe rău trotul. El de pe Google Maps apare o altă de 10 metri. Întâmplătoarea mea are 250. Și cu domnul Panțiru, cu domnul proiectant, domnul, aveți în control, reveniți-vă. Iar cu domnul nu știți ce faci. Suntem acolo unde trebuie. Când s-a deschis de finanțare, eu sunt acolo. O să mă duc garantat la asta, dar nu am primit de finanțare. Așa, e exact. Dar altă întrebare, noi avem un dubrava în Zăboi, pe capăta. Nu trecut din Travila. Așa. Avem un proiect pentru limnat. Mă întrebam vreo 2-3 băieți, ar vrea să... Nu știu, facă clar. Eu să vă răspund cu foarte mare sinceritate. Nu există proiect de extindere pe iluminat. În schimb, însă, voi, dacă ați observat,
iluminatul stradal a fost rezolvat. Știu, am văzut. Iar noi o să încercăm, am vorbit deja cu domnul Panțelu, dar e o chestie așa mai, cum să vă zic eu, mai prietenească. O să încercăm să ne înțepăm acolo unde este tras la fundamentul care vine. Deci din pe timpul domnului Ceaușescu, tovarăș. Știu, domnul Părinte, știu cadrul din 04. Există, da, există un alimentarea de la a fost la de la fost ce ape. Cam acolo. Și cam acolo să încercăm să facem pentru Marea și până în Tivon și Băiauian. Dar până nu am aprobat pugul pe intravilan, se lucrează, se merge foarte greu la cultură. S-a schimbat foarte mult la partea de cultură, cu monumente, cu situri arheologice, cu... E o pleiadă de profesori universitari care nu știu cât e cer de la proiectant. Și ne-am blocat acolo. Eu sper, și am vorbit cu proiectanta, sper ca până în decembrie să-l avem. Eu am promis până în iunie. Am sărit și de iunie. Nici în septembrie nu pot să promit. Da, bun sau casă? Asta m-a întrebat. Singura zonă unde procedura e avansată este la Pătrășcani. Așa am discutat, da? Deja tot. Nu era domnul Pișan. Nu a fost niciodată pentru că este extravilan. Până nu vine pugul cu intravilan acolo la familie, Pișan, Cosma, care mai sunt pe deal, dar o să vorbim prostii la oameni. Eu vă spun că singurul lucru care l-am afirmat de-a lungul timpului, de față cu noastră, este Pătrășcani. Așa am promis și zis, de buget, așa va fi. Deja a trecut din comisia CTE, o să ne trimit o adresă pe care ne spune cât ne costă pe noi, cât pune de gazul, ca să facem extinderea. Corect. În rest, anul acesta, nu promit la nimeni extindere de rețele. Da. În rest, domnul Cătălui, domnul Nu s-au montat, ne-a ajuns proiectul tehnic avizat de IPJ Bacău. E luna concediilor, trebuie să o spun cu părere, pe rău. Dar luna concediilor lungi, că înțeleg să-ți iei o 5 zile, așa foarte greu găsești pe cineva. Iar când te duci acum pe la instituții superioare, îi deranjezi starea ta, pot să vă spun. Și pe la IPJ Bacău, și pe la... pe oriunde te duci, nu are importanță să... Na, e luna concediilor. Aveam nevoie de aviz la IPJ Bacău pentru chestia aia cu GDPR. I-am pus proiect la dispoziție, nu se filmează în curții interioare, nu se filmează proprietăți private, se filmează tronsoane de drum județean, tronsoane în domeniul public, așa cum spune legea. Așteptăm acel mare aviz de la IPJ Bacău. Astea sunt instituțiile statului, o spun cu mare dezamăgire. Vă întrebați de așa parte o să des? N-are. Să vă mai spun un lucru. Așa, tot așa neoficial, vine un pic iar la primărie, deschid amendă, 10.000 de lei. Domnul primar, nu ați organizat, nu ați înființat pe rasa comunei Gura Făii adăpost pentru câinii fără stăpân. De unde sunt? Domnule, și am vorbit și eu la Bacău. Nu vă supărați, domnul subcomisar, v-ați înființat acum, care spuneți că nu erau acum, birou, poliție, animalelor. Mai părut o poliție în țara asta. Așa? Și nu vă supărați, eu o plătesc cu mare drag, asta o dau eu, nu știu. Dar, plăți, ați fost în comun la noi? A, nu. Nu semnată din martor, nu semnată din nimeni, nici măcar bașul asistent, din birou frumos făcută. Zic, ați fost la noi în comun? Dar nu trebuie să vin. Cum trebuie să vin? Tot cum fost atât contravenție din birou? Păi nu aveți înființa serviciu. Domnule, ați citit ordonanța 155? În funcție de necesități scrie în ordonanță. O să fac o contestație, o să-i fac o plângere penală. Nu poți să-mi dai amendă din birou, nu mai chemat la tine. Cum să spui, domnul primar, aveți o sesizare, sunt sesizări. Da? Vorbeam cu Consiliul Local, facem niște padocuri pe aici, două, trei, patru. După ce, gratuit, am avut activitate de sterilizare. Da, asta e administrația. Ce să facem? Dă-mi înainte. Da, dar cum ai spus, vreau să vorbim de la ședința întâiată, concediu făcut.